ACS Pol este pregătită să înfrunte rivala de o viață UTA și să obțină prima victorie din acest an într-o partidă oficială. Dacă în tur timișoreni au scos un egal cu o echipă alcătuită pe ultima 100 de metri, acum omogenitatea grupului ar putea fi principalul atu al lui Valentin Velcea. Echipa e pregătită, s-ar putea să fie mai mult decât pregătită, pentru că perioada de iarnă a fost extrem de îndelungată, un cantonament peste obișnuit de prelungit, cu multe jocuri de pregătire, cu o așteptare emoțională foarte puternică. Am impresia că echipa a obosit într-un fel, nu atât din cauza eforturilor fizice, mai mult din cauza așteptării. Vicepreședintele Comitetului Director de la Poli, Ion Veonescu, este convins că rivalitatea sportivă încă există, deși derbiurile Poli-UTA nu se mai joacă cu aceeași intensitate, iar stadioanele sunt aproape goale. Derbiul Poli-UTA rămâne pentru mult timp de acum încolo, chiar dacă generațiile actuale nu sunt în Liga 1, ele nu joacă derbiuri pentru locurile fruntașe, dar rivalitatea sportivă, accentuez sportivă, se menține. La echipa aradeană a sosit în probe un portar camerunez și a evoluat în Liga 3-a franceză, Goda. De ieri s-au pus în vânzare biletele pentru UTA Poli. Programul de vânzare al biletelor este până joi, între orele 10 și 16, la secretariatul clubului aradean, iar vineri, între orele 10 și 17, se vor găsi la casele de bilete din fața stadionului Francis Neumann. Prețul tichetelor variază între 6 lei la peluze și 15 lei la tribuna 1.